Tototamuz a intrat în programul de pregătire fizică al preparatorului Ovidiu Chiribici. Vechiul și noul petrolist urmează în prima fază un program special pentru a recupera diferența de pregătire ce îl separă de noi săi colegi. Dacă totul decurge cum vrea grozavul, atacantul poate debuta oficial peste două etape. Petrolul a ajuns la un acord cu atacantul israelian care se întoarce astfel după 2 ani și jumătate la gruparea ploieșteană. În vârstă de 30 de ani, Tamuz a semnat un contract valabil până la finele actualului sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune. Conducerea clubului are încredere în cel supranumit tancul că poate reveni la forma de odinioară. Poate că pe mulți i-a surprins această mutare a noastră, dar am ales să-l recuperăm pe Toto pentru că este un jucător pe care îl cunoaștem foarte bine. Știm ce poate, îi știm valoarea. Și chiar dacă vine după o perioadă de inactivitate, sunt convins că el nu și-a spus nici pe departe ultimul cuvânt în fotbal. Chiar mizăm pe dorința lui de a demonstra asta. Cu atât mai mult cu cât de la primele discuții pe care le-am avut, Toto a îmbrățișat fără rezerve posibilitatea de a se întoarce la Petrolul, deși avea și alte oportunități de a-și relansa cariera, a declarat președintele clubului ploieștean Cristi Vlad. Născut în Nigeria, dar crescut de mic în Israel, Toto Tamuz a evoluat de-a lungul carierei sale pentru echipele importante din Israel. Tancul a evoluat ultima dată în 2017 la Hapoel Tel Aviv. El are trecute în CV 2 titluri de campion, 4 cupe și un titlu de golgheter, toate obținute în țara sa. La Petrolul, în perioada petrecută între februarie 2014 și februarie 2016, masivul atacant a bifat 62 de meciuri și 20 de goluri marcate.